Mai mult, în ciuda afirmațiilor în aceste zile, televiziunile vor emite inclusiv luni din sediile în discuție, pentru simplu motiv că suntem abia la începutul unui proces legal de intrare în posesie și valorificare a unui bun al statului, care va putea să mai dureze încă luni bune. Posturile de televiziune nu își pierd licențele, încetarea emisiei este întotdeauna, cum am spus, apanajul CNA. În egală măsură, Guvernul României respectă legile și implicit hotărârile judecătorești, iar ANAF a pus în executare o sentință judecătorească rămasă definitivă. ANAF a acționat în virtutea atribuțiilor legale ca și organ de executare, acțiunile fiind făcute în vederea valorificării acestor bunuri. Pe 8 februarie 2016, în cadrul unei ședințe conduse de fostul președinte ANAF, s-a decis punerea în aplicare a unei sentințe definitive. Notificarea de evacuare a fost trimisă pe 15 februarie. Eu nu am fost informat de această decizie, dar nici nu trebuia să fiu informat, nici eu, nici ministrul de finanțe, pentru că ANAF avea conform legii întreaga autoritate pentru această activitate. Persoanele juridice au posibilitatea de a ataca în instanță notificarea oficială și va fi evident decizia unui judecător ce se va întâmpla mai departe. Proprietar al acestor bunuri, conform deciziei judecătorești, este statul român și în această situație este datoria instituțiilor statului să-și valorifice aceste bunuri așa cum ele sunt atribuite prin decizia definitivă a instanței. Reprezentanții posturilor TV au acuzat acțiunea de luni ca fiind abuzivă prin comportamentul agenților prezenți la sediu. Am cerut noii conduceri ANAF să reanalizeze modul în care se raportează la contribuabil în exercitarea atribuțiilor lor. Autoritățile fiscale ale statului lucrează pentru interesul cetățenilor și nu trebuie să aibă o atitudine de intimidare sau de instituție represivă. Dreptul la libera exprimare va fi și el apărat ferm. Și aici vreau să fiu foarte clar, am cerut noi conduceri ANAF să reanalizeze modul în care își desfășoară activitatea. Substanța activității ANAF este una importantă pentru stat, pentru că au o atribuție importantă în a colecta veniturile la bugetul statului, dar atitudinea lor trebuie să fie una de respect față de cetățeni și față de contribuabil, oricare ar fi aceea. În ceea ce privește situația controlului și evoluția pe viitor, termenul dat pentru evacuare voluntară, și subliniez acest lucru, este unul stipulat de codul de procedură civilă și nu este stabilit de ANAF. Acesta este de 5 zile conform legii și se aplică tuturor persoanelor juridice pentru evacuare. Deci nu este o decizie specifică a ANAF pentru acest caz, termenul de 5 zile. Nu există în lege termene diferite pentru televiziuni sau pentru alte tipuri de activități. Dacă nu se aplica termenul, atunci ANAF încălca prevederile legale și ar fi putut fi acuzat de discriminare. La ora actuală, singura formă de valorificare a bunurilor confiscate de stat este reglementată de ordonanța numărul 14 din 2007, care presupune doar vânzarea bunurilor ca formă de valorificare a acestora. Acest lucru a fost confirmat și de către Curtea Constituțională prin decizia 859/2015, publicată în 10 februarie anul acesta. Astfel, Curtea Constituțională constată că statul nu poate opta în sensul păstrării în proprietatea sa privată a unui bun confiscat sau transferat din proprietatea sa privată în cea publică, decât printr-o intervenție legislativă, deci a legislatorului, a dumneavoastră. În caz contrar, se aplică exclusiv prevederile ordonanței 14/2007, respectiv vânzarea bunului. Așadar, nu există cadru legal în momentul de față care să permită încheierea unui contract de închiriere de către guvern cu locatarii imobilului respectiv. Acest aspect a fost comunicat oficial și celor care folosesc în momentul de față imobilul încă din iunie 2015. În tot acest timp, contractul de închiriere nu a fost încheiat cu ANAF, ci cu fostul proprietar. Deci cei care, locatarii imobilului respectiv, au contract de închiriere cu fostul locatar și nu cu ANAF.
Potrivit hotărârii judecătorești, bunul a fost trecut în proprietatea privată a statului, liber de orice sarcini. Deci, automat, și contractele de închiriere care existau înainte de această decizie judecătorească își încetau activitatea. Aș dori să închei prin a reaminti două lucruri. Am un profund respect pentru cei care așteaptă ca în România dreptul la liberă exprimare a oricui care respectă legea să fie respectat. Și pot să vă asigur, din acest punct de vedere, guvernul nu se va dezice de la această obligație de a respecta aceste puncte de vedere și acest drept. Totodată, cred că încrederea în statul român nu va putea fi câștigată sau consolidată fără ca autoritățile publice să respecte legea și să respecte statul de drept. Vă mulțumesc!